Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută. Vorbim de provocarea destinului, acest concurs, mini-concurs, aș putea spune, cu oameni maturi. A început să mă intereseze acest concurs, l-am urmărit, dar nu în fiecare zi, pentru că nu îmi permite timpul. Și vreau să încep cu o provocare. Știți că eu provocării. Marți au avut un fel de luptă în pușcături cu pistol cu apă. Parcă ar fi copii de grădiniță. Dar ce să facă, plictiseară mare, căldură, chiar era un joc binevenit. S-au format două echipe, albaștri și roșii, ca la Survivor, și au început să se împuște. Pe tricouri, trebuia să aibă tricouri albe sau culoare deschise ca să se vadă culoarea. Când era împușcat, trebuia să zică out și să plece. Iar pe gard, pe ușa de la ieșirea de acolo, s-a ținut la fete, în curte la fete, era două eșarfe, albastră și roșie. Bineînțeles, a câștigat echipa roșie. Una dintre femei a luat eșarfa, au fost toți fericiți. O să fie un premiu, dar încă nu știu. Astăzi n-am văzut emisiunea și nu știu ce s-a întâmplat. Deci am să vă spun mâine. A câștigat echipa roșie și asta e foarte important. A câștigat echipa roșie. Dar mie mi-a plăcut cum s-au distrat. Era bine dacă ar fi durat mai mult, dar prea s-au grăbit să se împuște. Prea repede. Trebuia să mai joace puțin, că a fost foarte frumos. Așa ne jucam și noi când eram mici, acum mulți ani în urmă. Bine, aveam până în 10 ani, 12 ani, nu 40, 35. Dar să știți că nimeni nu-i oprit de la joc. Zicea un om deștept când a încetat să mai fii copilă și murit. Da, ne putem permite niște mici jocuri distractive la orice vârstă. Și mai spunea că a vorbit urât. Eu n-am văzut-o și n-am auzit-o pe Oana să-i vorbească urât. Ea chiar se ținea după el și încerca să-l facă, chiar i-a și spus că-i drag. Că-i drag de el, da, foarte rău că drag. Da. Dar nu contează, un bădăran mai puțin, Oana n-are nevoie de el. N-are nevoie. S-a dus și lângă ea iar, i-a spus că e femeie ușoară, i-a zis că e nesimțită. Ea era în bucătărie la fete pe canapele în spate, el era la ușă, era lumea acolo, erau și alții. A strigat să audă toată lumea. Îi place lui să se facă de râs. I-a spus că e femeie ușoară, că e nesimțită și că joacă teatru. Foarte urât din partea lui. Nu l-am simpatizat niciodată, nici genul acesta de bărbați. Bine că m-a ferit Dumnezeu să cunosc așa ceva. Că eu n-aș fi stat de vorbă o secundă plus. Prea a insistat Oana să-l convingă, n-ai pe cine, pur și simplu nu ai pe cine să convingi. El vede doar așa în față, are părerile lui și ține de ele, chiar dacă nu sunt reale. N-ați văzut cu toate femeile a încercat acolo, cu toate. Când el îi spunea unui concurent că mă duc să sărut altă fată, se fac în ciudă, adu mâna sau spunem pe cine, celălalt a replicat, pe cine? De unde s-o scot? Nu mai există niciuna. A fost cu toate, a încercat, adică când a fost. Și nici cu Ana nu s-au declarat cuplul, chiar spunea ea că ce a fost între noi și ea făcea că nimeni o să fie. Dar în continuu, exact ca o țață din aia, ca o mahalugea, adică răspunde, vorbește foarte mult pentru un bărbat. Pe femeile înțeleg, bineînțeles, astea suntem noi femeile, trebuie să vorbim. Dar un bărbat să vorbească așa mult? Ar trebui pus pe listă și dat afară, trimis, că el vrea să se căsătorească. Păi în stilul ăsta, cine le ia? Doar dacă se schimbă, da. Miramaș, știți că năravul din fire, știți. Mie nu-mi place Adrian. Nu-mi place absolut deloc. Nici felul cum se exprimă, nici lipsa lui de respect față de toate femeile de acolo. Că el spunea la început, când a fost parcă cu Olivia, că o să aibă din partea lui respect. Eu n-am văzut că respecte pe careva. De fapt, nu respectă nici bărbații și, în primul rând, nu se respecte pe ele însuși. Nu se respectă. Că dacă s-ar respecta, nu ar face ce a făcut. A luat toate femeile la rând. Toate.
A ajuns la Oana. Oana s-a arătat interesantă să-l cunoască, e o fată frumoasă. Bă, și mir că l-a băgat în seamă. Chiar a avut o discuție cu el. Nu știu de la ce s-a luat, lui nu i-a plăcut absolut deloc ce a zis, se făcea că e supărat, dar are un stil de bădăran. Ați observat și voi asta? Nici nu știu ce caută în emisiune și nici nu înțeleg de ce n-a fost eliminat până acum. Foarte bădăran. Plus că eu nu prea înțeleg dialectul lui, ce dialect ardelenez vorbește. Să știi, n-am nimic cu ardelenii, mie chiar îmi plac și sunt preferații mei. Îmi plac că mai mult decât bănățenii de unde sunt eu din Banat. Dar el are așa un dialect că nu înțeleg ce vrea să spună, nu înțeleg pur și simplu. Am văzut că nici Oana nu înțelegea și era în bucătărie la fete și spunea că nu mai vrea, că el vrea să ducă să pupe altă fată ca să vadă, ca să o facă în ciudă. Și față de toți, toți râdeau. Da. Apoi ea stătea pe o canapea, a venit după ea și tot îi striga, iar se făcea că iese pe ușă, iar se întorcea. După ce a plecat, ea s-a dus la prietena ei sau prieteniile care se formează în casă, la Iza, și a început să-i povestească situația. Adică nu l-a vorbit nici de bine, nici de rău, doar spunea o situație. Povestea ce s-a întâmplat. El a auzit și a început să certe cu ea, că o vorbește de rău, că îl vorbește de rău, dar dacă el n-ar fi făcut nimic rău, ce ar fi putut ea să facă? Putea să-l vorbească de rău dacă el ar fi fost ok? Nu putea. Flaviu și Tina au avut o întâlnire la jacuzzi cu șampanie, frumos, ea a vrut să-l cunoască. Chiar l-a întrebat dacă mai există viață după Iza, pentru că el a fost cu Iza înainte. Și l-a mai întrebat dacă o place pe o scară la 1 la 10. El a fost foarte evaziv, tot să bâșbâia, am impresia că nu o place. O place fizic, pentru că e o femeie frumoasă, nu puteți să spuneți că e o femeie urâtă, dar nu îl atrage în sensul ăsta, adică n-ar vrea să o ia de nevastă. Și nu putea să-i spună direct așa cum face Adrian. Că Adrian nu are bunul simț, dar Flaviu l-are. Încerca așa nici să nu o jignească, dar nici să nu o accepte. Să vedem, chiar sunt curioasă, cum o să decurgă cunoașterea lor, pentru că ea s-a arătat interesantă, foarte interesată de el. Interesată. Nu mai știu să vorbesc. Vedeți, ce cu străinătatea asta? De fapt, străinătate la mine e România, aici, casa mea. Nu, ca, să știți, care spun că uita româna, așa este, eu nu vorbesc română absolut deloc aici, decât doar la telefon. Pentru că n-am cu cine. N-am cu cine să vorbesc română. N-am prieteni români. Și nici vreau să-mi fac. Am avut la început, am avut, acum nu mai vreau. Dar norocul meu că mai fac câte un vlog, norocul meu că mai mă uit la câte o emisiune, că altfel, bineînțeles, mă uit și la emisiunile noastre, normal, că mă uit, sigur că mă uit. Dar mă uit și pe români. Oricum, abia aștept să începă sezonul la Mireasă. Așa este cu Tina. Eu o simpatizez pe Tina, e o fată frumoasă, am văzut că știe să poarte o conversație. Să vedem dacă se leagă ceva. Dar nu cred. Poate doar că să nu fie eliminat. Oricum nu mai e mult până la sfârșit, că e 5 săptămâni, nu mai rămas mult. Alana și Marius, nou concurent. Mie îmi place de el, e un domn, așa arată. Cel puțin până acum. Până acum cum a vorbit, cum s-au comportat, e un adevărat domn. S-au apropiat la petrecere. Și de atunci au intrat într-o cunoaștere. Chiar erau și pe terasă în seara cu petrecerea. A stat de vorbă și cu Oana. A fost frumos. Ea chiar s-a arătat interesată de el, dar și el de ea. Au avut o cină romantică la pe terasă
la băieți în grădinița aia micuță acolo în spate, cu șampanie, cu de toate, foarte frumos, au avut și niște lumini, romantic. Nu degeaba zice cină romantică, au avut șampanie, bineînțeles, el a făcut un toast pentru ei, nu știu, mie mi se pare un băiat serios. După cum a spus el, că eu nu-l cunosc personal, n-am de unde, dar după cum vorbea, părea un bărbat foarte serios, care chiar ar vrea o relație. Chiar ar vrea și tot o întreba pe ea dacă simte ceva. Omul vrea să fie sigur. Vrea să fie sigur pentru că e frică de eșec. Cum aș fi spus, dar cui nu-i frică? Și mie mi-e frică de eșec. Și mie. De câte ori cunoșteam pe cineva, mă gândeam, dar dacă... Așa că nu există om să nu-i fie frică de eșec, nu poți să știi ce e în capul celuilalt, de aceea e bine să întrebi. Da. El voia să știe ce simtea, i-a spus că simte că e ceva și se bucură că s-au găsit. El chiar era foarte încântat că participă la emisiune, că așa a putut o cunoaște pe ea. Am impresia, nu impresia, cred că se potrivesc. Deocamdată eu așa-i văd. Dar nu eu trebuie să-i văd, ei trebuie. Am să le urmăresc evoluția, chiar să văd dacă continuă, pentru că, v-am spus, Marius mi se pare un om foarte serios, care știe ce vrea și mie îmi place și de ea. Îmi place și de Alana foarte mult. Mi-a plăcut de la început. Și de el acum. Cam atât am avut de spus despre provocarea destinului. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută. La revedere!